17 mai 2024 am ajuns la o colonie de albina care realmente moare de foame. Eu știu care e treaba cu el sau care era treaba cu el. El e foarte nervos când umbli la el, este ceva normal când n-are mâncare. Lipsa trântorilor, deci n-are un trântor. Și n-are în tot cuibul ăsta care îl vedeți așa de mare, n-are 300 de grame de miere. Eu am mai fost la el și i-am dat ramă cu mâncare. Asta e o ramă ce e singura cu un pic de miere pe ea. E foarte, foarte nervos. Așa se comportă un stup care nu are mâncare, deci este extrem, extrem de nervos. Ăsta a fost cel mai amărât din stupină, avea ceva probleme și și-a revenit, să-i zic așa, și a eclozat albinele. Mare parte au eclozat, dar n-are mâncare, are puiet mult. 1, 2, 3, 4, 5 rame de puietare. Nu-l deranjez că e foarte rău. Pe lângă că n-are mâncare, mai îl deschid și eu. Știți? Ce faci la un asemenea stup? Încerci să-l remediezi cât se poate. I-am mai adus aici o ramă, nu-i cine știe ce. Are și asta ceva miere pe ea, nu foarte multă, dar o să-i caut eu într-un alt stup sau poate nu-i caut. O să-l las cu ce îl las, o să vedeți imediat. Aici nu și-are rostul, adică eu n-am dat sirop, nu mai dau sirop la albine, indiferent de anotimp. Bun. O să-i pregătesc eu lui două rame cu miere de la o altă colonie. E singurul din stupină care este așa. Și este și foarte, foarte rău. Bun. Ce am să-i fac eu? Deocamdată nu-i dau tratament. Ia să vedeți ce-i fac. Vin cu mâncare la el, am pregătit 3 kg de turte, am pregătit. Ăsta îl mănâncă, cât ai zice, pește. E nevoie foarte mare de hrană. În primul rând pentru a pleca la lucru, să culeagă. El nu poate nici să meargă nicăieri. Încă n-are cu ce. Așa că vin cu... Mai aveam eu niște turtă pe acolo, nu știam ce să fac cu ea. Și iată am găsit ce să fac cu ea. Și punem turtă frumos. Deci e foarte, foarte... mare nevoia de mâncare. Deci când îl deschizi sare pe tine, e clar. Că are o problemă. O să-l vizităm în două zile să vedem ce a făcut. Până atunci îi pregătesc eu două rame ca lumea cu miere. E în plină dezvoltare și o să intre și în frigurile roitului după ce o să își revină cu hrana. Este foarte, foarte importantă mâncarea, da? Așa, mai aduc. Toată suprafața asta de aici e umplu cu mâncarea. Așa.
El a reiernat undeva în două rame și nu vrea să dea înainte nici de cum, nici de cum. Eu l-am lăsat tot strâns, tot strâns, până am văzut că s-a umplut bine cu puiet. Eu tot am venit cu miere la el, dar a eclozat tot mai mult albină, albină cu legătoare, n-a prea fost că de unde să fie. Iată ce, astea sunt pe turtă, dar cred că ăsta trebuie scos, n-are rost acum să-i las, să poată să mănânce turta. După ce își face rezervele și se liniștește, așa. Bun. Deci se poate întâmpla ca într-o stupină să te trezești cu unul care n-are mâncare. Bine, el tot fără mâncare a fost. De când îl tot îngrijesc eu, tot fără mâncare este. Îmi dau seama cât de flămânde sunt și numai cum au venit la ea să mănânce. Foarte, foarte flămânde sunt. Îs la limită. Stați că vă dau, nu? Nu vă las așa. Bun. Să-i dau și acolo, să văd dacă mi-e încapă. Se vede, măcar jumătate așa, în cap. Vă dați seama că eu am format roiuri care stau mai bine ca ăsta la mâncare. Lasă-mă că vă dau acum. Uite că vă dau. Hrană glucidică, deci are nevoie foarte, foarte mare de mâncare. Deci iată că sunt colonii care se pot întâmpla și astfel de lucruri. Ce tare mă pădesc pe ea. Cu siropul nu faci nicio treabă la o astfel de colonie. Îi trebuie 20 de litri de sirop ca să-i face mâncarea. Aici 70%, 80% din albina sunt din ăștia tinere ce a eclozat acum de curând. Deci e nevoie mare, mare de consum. Față de alte colonii care intră în frigurile roitului, acolo e invers. Albina bătrână deja este mult mai multă decât cea tânără și gata de zbor. Hai să-i mai pun acolo o bucată. Acum v-am asigurat. Cel puțin 5 zile știu că
n-au treabă cu mâncarea. Ia să scot tot, pun pe aici. Bun, deci acum câteva zile vă arătam acea colonie cu superproducție de miere și acum iată o colonie care moare de foame. Deci în acea stupină, pe aceeași locație, cu aceeași, același apicultor, iată, este o asemenea colonie. Dar cum v-am spus, eu o cunosc și știu ce s-a întâmplat cu ea. Așa, îi pun catul ca să aibă loc acolo. Bun. Deci două extreme, da? Una, scoți miere, a doua, se poate întâmpla și așa ceva. Bine, acum puteam să vin eu pregătit cu rame cu miere, dar n-am fost pregătit pentru el în halul ăsta să nu aibă decât câteva sute de grame de miere. La 5 rame de puiet, cam 5 zile ajunge mâncarea asta. Bun. Deci iată, mai vedeți câte ceva. Colonie care mănâncă mai mult decât poate să aducă. El era strâns la Urdiniș. L-am strâns eu tare că era amărât, era în 3 rame, în 2 și după aia a crescut dintr-o dată. Acum mai fac loc. Cu toate că asemenea colonie este foarte, foarte fricoasă. Bun. Deci, iată ce se mai poate întâmpla prin stupină. Ca să vă arăt Urdinișul. Așa. El era strâns. Cam atât. Până data viitoare, numai bine!